Salut și bine ai venit la Mâncăruri Rapide! Azi vom pregăti clătite pufoase și foarte simple de făcut. V-am lăsat scrise ingredientele pe ecran și putem începe. Am vrut să pun 3 ouă mari, dar au ieșit 5. Două au avut câte 2 gălbenușuri. Am presărat puțină sare peste ouă și le amestec puțin, apoi adaug treptat făină și laptele. Diluez acum aluatul cu apă carbogazoasă și continui să amestec până când obțin un aluat de o consistență asemănătoare frișcă lichide. În cele din urmă adaug esență de vanilie, o incorporez și, dacă văd că aluatul este prea gros, mai adaug puțin lapte sau apă. În sfârșit, copt plăcintele la foc mediu câte 2 minute pe fiecare parte. Le puteți servi cu gem, dulceață sau cremă de ciocolată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să vă înscrieți la canal pentru mai multe mâncăruri rapide. Pe data viitoare!